Salut, raci! Voi face citirea pentru luna decembrie, resurse. Și prima întrebare o punem oracolului Lenormand. Ce este bine să faceți pentru a avea resursele pe care vi le doriți? Soarele, fericirea pe care o doriți și un prieten cu care discutați foarte mult, da, la telefon, discuții, dar de multe ori nu au niciun rezultat aceste discuții. Voi vă doriți această fericire, abundență, strălucire și discutați și vă faceți planuri foarte multe la telefon, plănuiți cu prietenul vostru. Un prieten, o prietenă care, pe care voi o considerați de încredere. Fiindcă întotdeauna aici, în Lenormand, câinele este în postura prietenului de încredere. Prietenului căruia îi destăinuiți planurile voastre, îi povestiți, îi spuneți tot ce vă doriți voi să fiți fericiți. Dar dacă observați, voi sunteți față în față cu acest prieten, dar cumva această fericire este rămasă în urmă. Vom vedea ce spune și tarotul ermetic. Deci, resursele racilor în luna decembrie. Magicianul. Vrei să fiți un magician. Magicianul întotdeauna este Mercur. Observați, semnul lui Mercur. În primul rând, magicianul își fixează un obiectiv, își fixează un scop pentru care este capabil să lupte, folosindu-se de idei, de gândire, de energie, de vitalitate, dar și de relații, de comunicare, de sentimente și, bineînțeles, nu sunt trecute uitării creativitatea. Fiind magician, are la dispoziție o baghetă magică cu care face legătura între cer și pământ, cu care poate să manipuleze o situație sau o persoană, ceea ce de altfel și se observă. Deci poate să creeze o iluzie. Acesta ar fi magicianul pe care vi-l doriți. Trecutul legat de resursele voastre, prezentul, viitorul, răspunsul pe care vi-l dă tarotul. Ce aveți acum și speranțele, finalul.
Finalul este, deci, în primul rând să începem cu trecutul. Voi ați luat o decizie, ați făcut o schimbare în urma unei analize foarte clare a situației voastre, a resurselor, a bunurilor create de voi prin muncă. Această judecată, asta reprezintă o analiză profundă în urma căreia ați decis să vă schimbați locul de muncă, să vă schimbați afacerea, să vă schimbați profesia, orice. Deci ceva a fost o schimbare pe care voi ați gândit-o profund și în primul rând v-ați dorit să fiți liberi, să vă eliberați, fiindcă l-aveți aici pe Uranus. Uranus este cel care vrea libertate, vrea independență, vrea aventură. Acum aveți o inspecție. Posibil ca cineva să vă verifice activitatea voastră. Poate că dacă aveți o afacere, cineva v-a făcut o sesizare, v-a făcut o plângere, nu i-a convenit, eu știu cum ați servit sau ce ați făcut, și vă aduce această verificare a resurselor voastre, a bunurilor voastre, sau o persoană care consideră că prea aveți prea multe și de unde le aveți, și vă aduce o verificare. Cam asta este Prințesa de Spade. Viitorul vostru, veți lua o schimbare. Așa cum și aici asta reprezintă schimbarea, gândiți la ea, ați gândit la ea, s-ar putea ca în decembrie chiar să luați această schimbare. Vărsătorul care aduce schimbări, aduce idei noi, își dorește libertate, independența, dar nu numai pentru el, ci pentru ceilalți. Și Mercur, care dă această comunicare, deci am putea spune că voi comunicați această schimbare care va aduce liniște, armonie. Dacă observați, spadele sunt ținute de două mâini, deci spadele nu mai vorbesc, și aveți aici în centru o floare care dă această speranță, da? De armonie, de înțelegere, de înțelepciune. Răspunsul tarotului este o prințesă de cupe. Gândiți-vă la o persoană care are lacrimi, este înlăcrimată, poate din cauza iubirii, poate din cauza răutății celorlalți care s-au implicat prea mult în viața ei. Sunt lacrimi legate de o despărțire. Deci, acesta dă răspunsul, tarotul, deci, la aceste lacrimi. Averea voastră s-ar părea că trece printr-un moment de stagnare, printr-un moment de în care voi vă căutați dreptatea, fiindcă această balanță cu spada, dreptatea, justiți, dreptatea, nu? Pe care o doriți, arată că ați acționat pe cineva în judecată legat de resursele voastre și acum așteptați să vi se facă dreptate, să vi se facă o lămurire a situației. Dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă această situație, dreptatea, acest început pe care l-ați făcut, trebuie să cunoașteți foarte bine forța de reacție a celeilalte persoane, să cunoașteți dreptatea și adevărul etern, dar și legile după care judecă oamenii. Cam acesta este aspectul, deci nu arată clar că se va întâmpla ceea ce vă doriți. O egalitate între Venus, care reprezintă comunicare, reprezintă iubire, reprezintă sentimente nobile, reprezintă tandrețe, reprezintă tact,
fertilitate, abundență și Saturn, care este profesorul, cel care aduce obstacolele pentru a vă obliga să luați noi lecții, să învățați noi lucruri. Deci este cel care va aduce efectiv în situația în care trebuie să vă învățați lecția. Și speranța voastră, ca familia, 10 de cupe, familia, să fie alături de voi. Observați florile care sunt, dar și cupele care sunt umplute de aceste flori. Aceste cupe, da, sunt umplute de flori sau cupe care umplu aceste cupe. Deci cupele sunt pline. Am putea spune că vă puteți baza pe familie. Familia va fi alături de voi. Vă susține, vă ajută în demersul făcut de voi. Asta este speranța voastră. Deci speranța voastră este ca familia să fie unită, să fie alături de voi, să vă ajute. În schimb, răspunsul pe care îl primiți, finalul, finalul este sacrificiul. Sunteți cumva scos țapii spășitor. Vi se impune o stagnare. Va urma, deci voi ați întreprins acest lucru pentru averea voastră, dar urmează o stagnare, urmează o perioadă dificilă în care ceilalți vă scot pe voi țapii spășitor pentru atitudinea avută. Este un moment dificil în viața voastră în care trebuie să înțelegeți că nu puteți ieși din această stagnare încercând să le schimbați concepțiile celorlalți, ci voi trebuie să vă schimbați concepțiile. Schimbându-vă concepțiile, vă eliberați. Aceasta, am zice, este citirea și dacă ne uităm și la aceste situații unde, așa cum am spus, sunteți dornici de această fericire, dar voi discutați cu un prieten și povestiți foarte multe lucruri prin care ați trecut, evenimente, dar nu aveți neapărat sprijinul acestui prieten, fiindcă probabil chiar nu are cum să vi-l ofere. Aceasta ar fi pentru voi să luna viitoare, decembrie. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.